Iată și pohta ce am pohtit. Am vrut să închiriez o bicicletă și am reușit abia la Roma. La Lisabona nu reușeam, dar se pare că e exagerat de scump. 50 de eurocenți fiecare minut. Eu am pus 5 euro prima taxă, prima sumă. Deci în 10 minute o să-mi spună stop, că ai ajuns și ai consumat 5 euro pe oră. Ceea ce e cam mult. Cred că mâine o să merg eu la o firmă de închirieri și iau bița pe o zi întreagă cu 10 euro decât 5 euro ora. Oho, dar drumurile sunt strașnice. Parcă nu au fost reparate din timpul împăraților romani. Înțeleg că pe aici trebuie să fie undeva. Uite-o, columna lui Traian. Din câte mi-amintesc eu și m-am mai uitat și pe hartă. Încă n-am testat frânele, dar sper că funcționează. Columna lui Traian. Și iară militari, mașini blindate, arme automate, cita eterna în stare de asediu. Ceea ce nu-i deloc îmbucurător. A treia oară la Roma și de fiecare dată vin iarna. Așa se întâmplă. Probabil că nu-i sezon turistic și îmi permit și eu să ajung când e mai ieftin drumul și biletul. Columna pe care a făcut-o împăratul roman Traian după ce a învins, a cucerit Dacia în urma câtorva războaie. Știi că aici pe gravurile astea, pe sculpturile astea, barelieful astea sunt desenați dacii, învinși. Ei se mândresc cu asta, urmașii dacilor. Cred că aici care vin sunt majoritatea urmașii dacilor vorbitori de română. Se mândresc cu asta, dar nu-i decât dovada că au fost cuceriți și că au fost latinizați. Dar se mândrește care și cu ce poate. Înțeleg că la Muzeul de Istorie de la București au făcut și copii de pe columna asta. Hai că nu numai românii se fotografiază la columna lui Traian. Sunt și unii cu ochii înguști. Râd și pescărușii de noi. Cât cărămid o băgat antice aici. Cât lut o ars. Caldărâmul ăsta tare mai zdruncin. Că-i la vale, că-i la deal. Mai tind că acolo se vede Vaticanul. Sau ceva asemănător. Seamănă cu biserica Sfântul Petru, dar cred că și ei sunt a Maria Maggiore. Și cum am mai fost pe acolo, am să o iau în altă parte. Se văd în care. N-am calculat eu bine și văd că 12 minute de călătorie m-au costat 57 de cenți. Deci e bună treabă. Chiar dacă bița e destul de greoaie, cu o singură viteză și la dealurile se trebuie să faci un supraefort. M-am încerbântat că e cald la Roma. Și am venit încotoșmanat ca de la București, ca de la Chișinău. Dar cu ai mei 5 euro pot să mai călătoresc, pot să
mă plimb. M-am lămurit pe harta asta, nu e nici San Pedro, nici Santa Maria Maggiore, ci că e San Giovanni in Laterano. Italienii erau smintiți cu secole în urmă și băgau bani în catedrale. Românii abia acum, în secolul 21, s-au trezit să-și facă o mega catedrală. Ce ghinion! Am văzut că dealul e mare, dar așa am deblocat bicicleta și o plătesc. Chiar dacă nu-i tare mult, m-am lămurit că nu-i chiar un cap de om. Dar pe deal aici puteam să găsesc alta să o deblochez și să merg mai departe. Se împlinește și visul biciclistului Leneș. Să meargă cu bicicleta în Malavale. Până la urmă, iar m-am greșit. M-am zbaliat. Asta e Santa Maria Maggiore. Și încolo, stânga, e Termine și în față e San Giovanni, adică un pic mai departe. Of, mănăstirile cui mă are. Unde te întorci numai fornul de pizza și aparate de paste. Bucate tradiționale italiene. Și păsări ciudate și nervoase se aud aici. Și parcul exotic. Stație de metro, nu știu care. Vittorio Emanuele. Piața. Un biciclist pedalează în fața tramvaiului. Senucigaș. În loc să aibă grijă de curățenie, autoritățile au avut grijă de luminițe sau poate nici măcar. Se pare că le-au instalat acei de la restaurant.